Călin Gruia, poveste din casa albită cu var. Muma smeului. Pe lângă nori cântau ciocârliile, pe marginea potecilor se legănau flori albastre, iar făt frumos fluiera, nu se gândea la nimic, nici la primejdii, nici la fata de crai. Și cum trecea printr-o pajiște verde, deodată drumul se prăbuși și ca din senin, se iscă un lac de jur împrejurul căruței de foc și se auzi un chicotit. Făt frumos simți cum se scufundă, caii de flăcări prinse la bolborosi prin apă. Atunci voinicul aruncă repede sub căruță o gresie rotundă și piatra a început să crească și să ridice căruța mult deasupra apei. Un glas ca de pe altă lume izbucni: nu mai scap de aici, făt frumos. Nu-mi purta tu de grijă cine-i fi, cine nu-i fi. Și numai într-o clipă, în mijlocul lacului, se zidi o insulă cu pomi și ierburi. Făt frumos băgă de seamă că lacul se prefăcuse în mare, că nu-i se vedeau marginile. Ba pe mare se stârni și o furtună, cu valuri cât casa, care se năpusteau asupra insulei, s-o rupă în bucăți. Făt frumos meșterii ce meșterii, și puse pe dată aripi căruței de foc și struni caii. Căruța se înălță și pluti ca o pajură în văzduh până se văzu deasupra unui țărm îndepărtat. Când coborâ, se pomeni într-un pustiu acoperit de pietre albe, o mulțime de pietre. Făt frumos ridică una, ridică alta, ridică mai multe și își dădu seama că pe acolo fusese cândva o împărăție care pierise de mult și își împrăștiase zidurile cetăților și ale palatelor. Spre miază noapte mai străjuia pustiul un perete de piatră înalt până la cer. Peretele avea o poartă ca o gură deschisă și făt frumos prin acea spărtură își porni căruța. Dar cum intră, se pomeni în întuneric și merse și merse fără să-și dea seama unde se duce. În cele din urmă căruța își încetini mersul. Abia atunci, făt frumos, simți că se află în gâtlejul unei namile spurcate, trase paloșul și-și croi cale spre lumină. Hei, făt frumos, ai scăpat și de data asta, se auzi glasul. Făt frumos ajunse lângă o pădure, uscată și tristă, iar acolo ieși în cale o bătrânică firavă și frumoasă la chip. Ducea în spinare o legătură de vreascuri și abia se mișca. Făt frumos opri căruța și strigă: dacă nu ești zâna vineri, atunci eu am prins orbul găinilor. Ba n-ai prins, maică, eu sunt. Urcă-te în căruță, să te duc până acasă. Ei, maică, mă tem de căruța ta. Făt frumos râse și urcă mai întâi vreascurile, apoi baba în căruță și porni. Bătrâna a început cu vorbe de laudă, dar făt frumos băgă de seamă că vreascurile prinda se preface în șerpi. Întindeau spre el gurile căscate. Atunci, într-o clipă, opri, aruncă baba afară și îndemnă caii de foc să mănânce șerpii. Într-o răsuflare țâșniră vâlvătăi. Baba începu a tremura. Abia putu grăi. Mi-ai ars șerpii și mi-ai luat toată puterea, făt frumos. În ciupercă veninoasă să te prefaci, zgripțuroaica furisită. Și așa se și întâmplă. După ce aruncă cenușa rămasă de la arderea șerpilor, făt frumos porni ca vântul spre alte părți ale lumii.